Bună tuturor, bun venit la un nou clip! Astăzi doresc să vă împărtășesc și totodată să vă arăt parfumurile din colecția mea pe care eu le consider foarte feminine, senzuale, delicate, de ce nu? Dacă sunteți interesate, rămâneți cu mine până la final. Și voi începe cu un parfum intrat recent în colecția mea. Mi-am dorit tare mult să încerc și parfumul de la alte branduri. Este primul parfum de la Emmanuel Ungaro. Mai am și altele pe listă, însă am început cu acesta. Nici eu nu m-aș fi așteptat pentru că aveam altul în plan. Însă m-a atras sincer și puțin sticla. Chiar am fost curioasă de brand, să încerc ceva nou și pentru faptul că era descris ca fiind un parfum feminin, floral, iar eu mă regăsesc foarte bine în această categorie de parfumuri florale și feminine. Și am fost curioasă, deși am avut o oarecare teamă, mai ales că, v-am spus, eu obișnuiesc să-mi achiziționez parfumuri blind. Nu am mai fost în magazine de foarte mult timp. Și am avut oarecum o teamă, având în vedere că acest parfum conține trandafir, eu mă cam feresc de această notă și trandafir bulgăresc, adică nu orice fel de trandafir, dar am mers la risc. Nici n-a fost la un preț foarte mare, am zis, ok, ce poate să fie, dacă nu va fi pe placul meu, va ajunge cu siguranță la cineva care se va bucura de el. Dar mi-a plăcut. Nu pot să zic că este un parfum care mă dă pe spate, wow, nemai întâlnit. Este un flor, dar nici nu pot avea o altă pretenție la el, pentru că este descris exact cum este descris, așa și îl simt. Adică un parfum floral pe bază de trandafir. El are mai multe note, însă asta se simte încă din deschidere. Nota de trandafir este foarte proeminentă, însă pentru mine, din fericire, este un trandafir plăcut. M-a surprins și pe mine. Are și o notă de lemn dulce. După ce se așează, devine ușor gurmand, devine foarte mâncabil, așa, foarte aromat. Este foarte vanilat, pentru că are note de vanilie și are și tonka în compoziție. Deci, cumva, cam asta simt. Trandafir, vanilie, tonka. Rămâne foarte aproape de piele, nu are siaj, nu are o proiecție, nu proiectează departe sau așa, rămâne foarte aproape de piele, însă este ok. Un floral plăcut, vanilat, se transformă frumos pe piele. Eu sunt mulțumită de el. Aștept să vină vremea un pic mai caldă, poate îl pune mai mult în valoare, nu l-am purtat decât l-am testat, încă nu l-am purtat până acum, dar mă gândesc eu că pe o vreme puțin mai călduroasă funcționează bine. Și da, îl consider feminin pentru că majoritatea femeilor cred eu că preferă nota de trandafir în parfumuri sau notele florale. Deci când ne referim la parfumuri feminine, eu una așa mă gândesc, la flori albe, la trandafiri, la parfumurile pudrate, moscate. Deci eu în zona asta m-am gândit că se potrivesc parfumurile pe care vi le voi prezenta în clipul de azi. Acesta fiind unul dintre ele. Un parfum pe bază de trandafir, deci dacă îți plac trandafirii, este un trandafir bulgăresc, dar nu este foarte intens, foarte concentrat, așa deranjant. Este un trandafir plăcut, care după ce se așează pe piele, devine ușor gurmand, un trandafir vanilat, ușor de purtat și de ce nu de plăcut. Eu sunt mulțumită de el. Un alt parfum pe care eu îl consider foarte feminin și de data asta senzual este acesta de la Lalique. Ei sunt renumiți pentru
detaliile și pentru felul cum au creat sticluțele. Toate sticluțele lor sunt foarte, foarte frumoase, foarte speciale. Cumva nu le întâlnești, nu se aseamănă. Atât când vine vorba despre aspectul sticlei, cât și compoziția parfumurilor, să știți că nu se aseamănă cu orice parfum, nu se aseamănă cu oricare altul, adică nu le întâlnești la orice pas, cum au încercat foarte mulți să copie, nu știu, anumite parfumuri de designer, gen Black Opium, La Vie Belle, nu le întâlnești peste tot. Majoritatea parfumurilor sunt, au o anumită unicitate, ca să zic așa, lucru care mie mi-a plăcut. Și intenționez pe viitor să-mi cumpăr și alte parfumuri de la Lick. Acest satin, să vă zic așa și o mică poveste despre acest parfum, cum am intrat eu în posesia lui sau unde l-am descoperit mai exact. Mulți ani au trecut de atunci, aproape vreo 10-15 ani. L-am întâlnit la o prietenă, o colegă de muncă, întâlnindu-ne foarte des, zi de zi, aproape la servici, când de câte ori ne întâlneam, simțeam la ea acest miros și am întrebat-o, mie dacă îmi place un miros, mă duc și întreb, dacă îmi place mirosul parfumului, mă duc și întreb, nu am nicio, bineînțeles, să văd și puțină disponibilitate din partea acelei persoane, adică nu mă opresc așa la oricine să întreb. În fine, mi-a plăcut foarte mult cum mirosea la ea, am întrebat-o și am ținut minte încă de acum 10-15 ani denumirea acestui parfum și l-am achiziționat acum 2 ani să tot fie. Mi-a rămas cumva în minte și mirosul. Deci, este un parfum, se potrivește foarte bine denumirea acestui parfum satin pentru că chiar așa îl văd potrivit. Atât elegant la o ieșire, nu știu, fie la un eveniment seara, fie la o cină romantică, fie îl poți purta, nu știu, într-o după-amiază, dar să fie cumva, să fii totuși într-o notă așa mai senzuală, într-o stare mai delicată. Foarte feminin parfumul, este un parfum dulce, vanilat, un parfum pudrat, se simte foarte bine nota de heliotrop din acest parfum. Rămâne foarte aproape de piele, adică toate parfumurile din clipul de azi nu au o proiecție mare, nici persistența nu este foarte, persistență moderată, dar pentru niște parfumuri senzuale, delicate, feminine, eu cred că cam asta ar trebui să fie. Deci, satin, Lalic, un parfum pudrat, un parfum senzual, un parfum care rămâne aproape de piele, dar în contact cu pielea devine foarte, te învoluie, practic, și este foarte atrăgător, așa, foarte, îl are pe vinoncoa, nu știu, mie îmi place foarte mult acest parfum și îmi pare rău că este foarte puțin discutat în online, foarte puține fete au acest parfum. Fetelor merită încercat, încercați-l, dați-i o șansă, nu știu dacă îl puteți, dacă există prin parfumerii, dar chiar este, apropo, un alt detaliu important, este la un preț foarte accesibil, deci nu cred că aveți nimic de pierdut, sincer. Hypnose de la Lancôme, un parfum la fel. Din punctul meu de vedere, cred că se discută foarte puțin despre acest parfum. Merită mult mai mult pus în valoare, pentru că într-adevăr exprimă feminitatea într-o sticlă. Mie mi se pare un parfum foarte frumos, cu calități foarte bune. Aici chiar vorbim și de persistență și de siaj. Mi-e plac foarte mult parfumurile de la Lancôme. Am câteva în colecție. Acesta, sincer, a fost primit cadou, dar a fost un cadou reușit pentru că mi-a și plăcut. Vi-l recomand cu drag. Este un parfum vanilat, un parfum dulce, un parfum feminin. Are o vanilie interesantă în el,
Eu îl port mai mult pe sezon rece, pentru că atunci mi se pare mie că îl pun în valoare cel mai bine. Și acesta mi se pare un parfum atrăgător, chiar mai atrăgător decât cel prezentat înainte. Și cred că datorită acelei note din deschidere, mai exact floarea pasiunii, are și o pirsicuță foarte frumoasă, în combinație cu acea vanilie, nu știu, îl face un parfum feminin, seducător, ușor sexy. Mie îmi place foarte mult acest parfum, dați-i o șansă, încercați-l. Un alt parfum floral este de la brandul La Riv. Acest parfum ar fi inspirat după Armani Si. Eu nu l-am pe acela, nu l-am mirosit. Pot să zic că din curiozitate l-am luat pe acesta, deși nu este un test tocmai bun, pentru că originalul este original, parfumurile care se inspiră din original întotdeauna vor fi puțin mai diferite. Dar mi-am achiziționat mai multe parfumuri La Riv, printre care și acesta. Este un parfum floral, tot așa pe bază de trandafir, însă aici este un trandafir mai apos, mai dulce, are și note de frezie care îl face un pic mai proaspăt, mai fresh. Nu este vanilat ca în cazul aceluia de la Emmanuel Ungaro. Nu are o persistență foarte mare. Parfumurile, în general, parfumurile de la brandul La Riv nu au o persistență bombă, însă miros bine și persoanele care dețin aceste parfumuri cred că sunt de acord cu mine, imită foarte bine parfumurile de unde se inspiră. Cel puțin eu, ați văzut în clipul trecut, o lampă acela care este inspirată din Black Opium și sunt tare mulțumită de el. Nu l-am purtat până acum pentru că l-am achiziționat pe timp de iarnă și vreau să-l folosesc acum în primăvară, atât cât va putea să ducă, atât cât va persista. Cred că până la, o ieșire în parc sau până la o shopping va fi perfect. Sincer, eu nu prea mai pot să port parfumurile, cred că v-am mai zis și în clipul trecut, acele parfumuri cu persistență bombă, cu siaj, cu... nu mai pot să duc deocamdată acum, pentru momentul în care mă aflu, nu le mai pot purta pe acelea și cumva simt nevoia de acestea mai ușurele, mai delicate, mai pentru mine, să le simt doar eu. Un alt parfum feminin este acesta de la Seventeen. Nu știu dacă se mai găsește. Este un parfum care a fost realizat sau creat acum mulți ani. Eu îl știu de foarte mulți ani, să fie 20 de ani. Care se aseamănă foarte mult cu Gucci Rush. Dacă îl știți pe acela, cu siguranță, majoritatea fetelor îl cunosc pe acela. El duce foarte bine în acea zonă. Este un parfum pudrat. Este un parfum cu frezie. Dulce. Este un parfum dulce. Nu știu dacă este plăcut de oricine. Și acest parfum are o mică poveste. Eu l-am folosit, așa cum vă spuneam, acum mulți ani. Și nici nu știam dacă se mai găsește, însă mi-a rămas cumva în minte, pentru că îl purta mama mea. Mama mea iubind frezia, atât în parfumuri cât și ca floare. De la ea îl știu, ei l-am oferit cadou acum mulți ani și cumva mi-a rămas în minte, l-asociez cu acel moment. I-a plăcut tare mult. Și cumva mi-era dor de el, însă în locul în care locuiesc eu acum nu-l mai găseam și am rugat-o pe prietena mea Mihaela Vulcu de la Coffee and Perfumes. Dacă îl poate găsi prin România și îl văzusem unde pe Mag, mi se pare că l-am văzut, să mi-l achiziționeze și
să-mi spună dacă îl găsește. Noi ne-am făcut niște cadouri anul trecut. Eu i-am trimis ei un colet, ea mi-a trimis mie. Și întrebându-mă ce-mi doresc din țară, produse la care eu nu am acces și de care mi-este dor, am rugat-o dacă găsește acest parfum. L-a găsit și mi l-a trimis. Mă bucur tare mult de el. La fel, aștept să vină sezonul cald, acum în primăvară să-l pot purta. Este un parfum, la fel, care rămâne destul de aproape de piele, dar eu sunt mulțumită de el. Îmi place foarte mult, seamănă foarte bine cu Gucci Rush, l-am avut și pe același și cunosc mirosul. Deci dacă îți plac parfumurile pudrate, dulci, moscate și florale, în care să se simtă frezia, nu știu dacă se mai găsește, dar vi-l recomand cu drag. Este un parfum chiar foarte frumos de primăvară. Și dacă toți suntem la capitolul parfumuri feminine, mai feminin decât Pur Blanca, un parfum frumos pe care la fel l-am achiziționat de curând pentru că mi-a fost tare dor de mirosul lui, nu l-am mai avut din adolescență și cumva venind apropiindu-se primăvara, m-am gândit că mi se potrivește foarte bine și pentru, așa cum vă spuneam, și pentru faptul că nu mai pot purta parfumuri puternice, mai delicat și mai frumos decât acesta, nu știu, un alt parfum și accesibil și bun, nu știu, mie îmi place foarte mult acest parfum. Majoritatea fetelor aveau câte un catalog care se dădea din mână în mână. Aproape orice fată era reprezentant Avon sau Oriflame. Deci, din perioada aceea le știu. Și recunosc că nu sunt fană, adică nu fac câte am putut să testez atunci în acea perioadă, cu acele am rămas în minte. Cu acesta, cu Little Black Dress, cu Rare Gold, Rare Pearls, Celebră, am câteva care mi-au rămas în minte și pe acelea le-aș lua. Despre acestea noi, din zilele noastre, nu știu absolut nimic, dar nici nu mă tentează. Despre Oriflame, nici atât. Dacă de la Avon am mai încercat pe aici, pe acolo, le mai știu de când eram adolescentă, la Oriflame n-am încercat absolut nimic. Deocamdată mă concentrez foarte mult pe cele de designer, am câteva pe care vreau să mi le aduc în colecție Musai, probabil că după aceea voi alege și câteva parfumuri Oriflame și Avon, pentru că nu le dau la o parte, Doamne ferește, doar că nu am avut eu așa ocazie să le testez, să le miros. Deci să revenim la acest parfum minunat, Pur Blanca, un parfum delicat, feminin, proaspăt, fresh, moscat, curat, frumos. Clipul de azi a ajuns la final, vă mulțumesc tare mult pentru vizionare. Dacă v-a plăcut, vă rog să dați un like, ne vedem cât de curând cu un nou clip. Vă rog să-mi lăsați în comentarii care sunt parfumurile pe care voi le considerați feminine. Mi-aș dori tare mult să mă inspir și eu de la voi. De asemenea, dacă aveți aceste parfumuri în colecție sau dacă le-ați testat, ce părere aveți despre ele, mulțumesc tare mult pentru vizionare încă o dată. Ne vedem cât de curând. V-am pupat!